descoperit, cred că a fost prima a fost. Și când am revenit acasă, m-am bucurat la acel moment. Așadar, salutare și bun găsit la într-un nou podcast, altfel, marca Ciprian Zota. Aici, pe această canapea, îmi propun să aduc oameni talentați, importanți, de cultură, oameni mai deștepți ca mine, dar și oameni cu simțul umorului. Așa că acordați-mi, vă rog, încredere și răbdare, iar eu o să încerc să fac totul din ce în ce mai bine. Așadar, sper ca până la final să vă conving să vă abonați cu clopoțel, să dați un like, iar dacă veți da și un share să afle cât mai multă lume, vă sunt recunoscător. Totodată vă mulțumesc pentru încrederea și aprecierea la podcastul trecut și să trecem înainte de a începe totul. O să facem un pic de oarecum reclamă gratuită, dacă pot să-i spun așa, celor care urmăresc acest podcast. Dacă ați fost prezenți în satul Pâlburești Luncă, la ziua Comunei Mănăstirea Cașin, acolo ați putut vedea o carte pe care primăria a lansat-o, care consideră este o carte de vizită a Comunei. Așadar, o să vă prezint și eu aici. Așa, deci dacă o să faci un prim plan aici pe așa. Deci cam asta este, să-i spunem, cartea de vizită a Mănăstirii Cașin. Asta de așa, aici, ca să fie un fel de promo gratuit la Mănăstirea Cașin. Și ca să nu uit cum a făcut podcastul trecut, o să vă anunț de acum și, bineînțeles, vă mulțumesc pentru cei 200 de abonați pe care i-am făcut de curând pe acest canal. Și pentru acesta ar fi premiul. Deci cam acesta este premiul care îl va primi cel care... Deci abonatul care va ieși câștigător la tombola, care sper eu să o fac într-un live, tot aici pe YouTube, și asta eu sper să fie pe 12. Dacă vă întrebați de ce pe 12, pentru că pe 12 acest canal va face fix 16 ani. Dar pot să zic că canalul va avea buletin, deci pe 12 august sper eu să reușesc să fac un live. Și să trecem mai departe, gata cu intro, să trecem la invitatul din acest podcast. Este membru marcant din familia de artiști despre care am vorbit în primul podcast. Un om foarte ambițios care nu renunță așa de ușor la idei. Îi place sinceritatea, stă departe de scandaluri și își dorește sănătate și liniște. Personal, dacă mi-aduc aminte, cred că prima dată când am cunoscut-o a fost la o nuntă, acum câțiva ani buni, pot spune. De atunci mi s-a părut un timbru vocal special ce va ajunge departe. Și se pare că a cam ajuns destul de departe și cred că va fi și mai sus. Ceea ce o să îi doresc foarte mult. Așadar, încă de atunci aveam în cap acest podcast. Așa că după zeci de ani, iată-mă aici, față în față, cu vocea specială a formației Montana Mănăstirea Cașin. Așadar, în podcastul altfel de astăzi, o am invitată pe Daniela Tihani. Bine ai venit la noi și sper că o să avem o discuție destul de interesantă în acest podcast. Bună ziua și bine te-am găsit. Am un pic emoții, recunosc. Da, pe partea de emoții se pare că fiul a stat mai bine. Clar mă moștenește, suntem, cum să zic, o apă și un pământ. Da, sunt mândră, nu, deci, ca o paranteză, deci, făceam Caterincă, copilul meu este, da, fiecare mamă și își laudă copilul. Da, și
clar, fiecare mamă are un copil deosebit și al meu cu siguranță este. Și normal, sunt foarte mândră. Am observat sunt și eu. Foarte mândră. Sper să fii sănătos și Dumnezeu să-l apere de primejdii. Asta clar ne dorim orice părinte și să ajungă acolo unde și-a propus. Noi suntem alături de el. El știe lucrul ăsta, chiar dacă uneori o mai facem și o facem pe severii, dar trebuie și trebuie normal și orice părinte face asta. Da, aia și mulțumesc mult pentru prezentare. Poate e cam mult spus, dar mulțumesc. Și da, într-adevăr, noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, doar că și da, anii și-au pus apă. N-au fost momentele astea care se da, intersecă. Da, acum, da, trăim alte vremuri. Da, este o altfel de promovare. La momentul când eu am început, cred că nici telefoane mobile nu erau. Pentru a promova era mult mai dificil ca să-ți promovezi munca, ceea ce prestai și ceea ce făceai. Am început la 18 ani să cânt, să efectiv. Da, asta era de fapt prima întrebare. Da. Câteva cuvinte despre o descriere personală a noastră, dacă se poate. Așa cum am început și cu descriere fiul. Personală. Ceva ai punctat tu și cred că ai punctat ceea ce era mai important în viața mea. Descriere personală. Doar de mic copil am început. Cred că mi s-a descoperit talentul, mi l-a descoperit doamna învățătoare care am avut, doamna Flintoacă, sincer nu mai știu nimic despre dânsa, dar cred că îi datorez totul, deci referitor la carieră, dânsa a fost cea care mi-a pornit pașii. În clasa a patra, sub îndrumarea dânsei, am fost trimisă la liceu de muzică, unde am dat niște testări, am fost împreună cu o altă colegă, acum se numește Lăcrămioara Bădene, cei care o știu, fata, știu că activează, fata dânsei, activează în trupa Mugurașii, felicitări. Deci, clar, Așchia nu sare de parte de trunchi. Era foarte bună în ceea ce făcea, avea o voce bună. Am fost admise chiar cu note de 10, am fost primele pe listă. Știu, eram la momentul ăla. Felicitări. Da, eram mândria școlii, știu că doamna Flintoacă a venit super încântată de noi ca elevele dânsei. Am intrat la instrument violă și am făcut împreună violă și pian din clasa 5, era pian secundar. Deci viola am început-o din clasa 4, pian și pianul dintre a 5-a. Din păcate, Lăcrămioara în clasa 5-a nu a mai stat, deci părinții au avut motivele lor de a adus-o înapoi acasă. Nu cunosc amănunte, dar clar a fost decizia lor și bănuiesc, ei știu de ce. Eu am rămas în continuare. Părinții m-au dus o luptă, pentru că financiar vorbind, nu făceam parte dintr-o familie din oameni înstăriți, să zic așa. Tatăl meu lucra în chimic, nu mai știu cum era, dar financiar vorbind, nu știu dacă își permiteau, dar a fost peste. Deci a fost un efort de a mă ține în continuare și am rămas a 5-a, a 6-a și a 7-a, dar atunci chiar, repet, financiar vorbind, pentru mulți care ascultă și care vor auzi acest lucru, vor judeca, dar personal nu cred că mă va interesa, pentru că eu am tată de-al doilea, trebuie să se știe lucrul ăsta, eu sunt din prima căsătorie al mama, dar tatăl meu deci m-a crescut, acest tată m-a crescut, m-a educat, m-a ținut în școală, deci a făcut tot ce a fost posibil și tot ce ține de un om, ca să-mi asigur un viitor. Dar atunci nu a mai putut, erau trei copii, frații mei în urmă și trebuiau și ei ținuți în școală și așa. Și în clasa 8-a, din păcate, m-am întors acasă și am continuat. Dacă nu sunt prea indiscret, de ce tatăl de-al doilea? Prima căsnicia a mamei nu a mers, din păcate nu a mers. S-a recăsătorit, aveam doar 2 ani și de atunci tatăl meu care așa, tata e cine te crește, nu-i tatăl biologic. Pentru că cel biologic, bine, Dumnezeu să-l ierte, nu mai trăiește, era din Lupești, nu. Unii îl cunosc, unii nu-l cunosc, nu are importanță. Bine, e tatăl meu biologic, nu pot să spun nimic despre dânsul. Normal. Dar și eu un părinte. Dar
nu a știut de mine niciodată. Niciodată și nu aș putea să spun acum cu părere de rău. Aș, normal. Poate pentru unii, cred că mă vor judeca, că ar să zică, da, păi era tatăl tău. Da, era tatăl meu și ca respect pentru că era tatăl meu, am fost într-adevăr la mormântare, am ajutat și eu cum am putut, dar la momentul ăla am făcut acest lucru, dar am gândit că nu se merita. Da, părerea mea că cam așa ar trebui să fie o familie, dacă nu te înțelegi, merg pe premiza, ajută să fii ajutat. Cam ăsta e și unul din principiile mele, dacă pot spune așa. Dacă eu pot ajuta, dacă un pic, nu. Un pic egoiste, dar da, se spune că să ajuți fără să aștepți. Da, deci voi ajuta și ajut. Sunt oameni care chiar știu că nu pot să-ți întoarcă înapoi, dar o fac în felul lor, un zâmbet sau ajuți un copil necăjit și când îl vezi zâmbind, ăla este răsplata. Normal, și te simți tu mulțumit. Și răsplata vine de acolo, de sus. Normal. Întotdeauna. Vezi pe cineva zâmbind, parcă te simți tu mulțumit. Exact. Și răsplata încă o dată. Răsplata vine de la Dumnezeu. Dacă o așteptăm de la oameni, s-ar putea să fim tare dezamăgiți. Chiar foarte dezamăgiți. Următoarea întrebare era dacă vă trageți dintr-o familie de muzicieni, dacă poți spune așa. Da, doar că nu aș putea să spun consacrat, deci nu am fost familia aia în care să avem, știu eu, un artist care să apară pe sticlă, haide să zicem, o să sune da, cam și un pic pe atipic. Atunci nici nu era. Nici nu era, exact. Mama mea... Un singur canal în România. Mama mea a cântat la vremea ei, era cunoscută. Maricica Viziru sau Viziru Maria se numea, sau se numește și trăiește și în ziua de azi. Și mă bucur că o am lângă mine. Da, cânta și cânta la rece, era o voce puternică la vremea respectivă, vremea ei. Cei care sunt din generație, eu cunosc, a cântat foarte mult. Bunicul meu, Vizirul Gheorghe, care îl, repet, care îl mai țin minte pentru că e mort, din păcate, de foarte mulți ani, cânta la fluier și avea o voce extraordinară. Da, clar, noi pe el l-am moștenit și așa a venit... Mama mea și de la mama mea, eu și cred că toți cântăm, suntem patru frați, cred că toți cântăm, dar doi am fost mai curajoși. Eu și Dragomir Emilian, fratele meu care este cu mine în formație. Și noi activăm. Da, câteva cuvinte despre familia noastră, dar am vorbit mai înainte și nu știu dacă e nevoie să accentuăm prea tare. Da, ar fi super. Cine... ca familie, deci nu l-am numit, da, e soțul meu, ce să zic, este sufletul nostru, din păcate ducem o viață cam, când suntem despărțiți, pentru că astea sunt vremurile din ziua de astăzi, normal. lucrează în Franța, lucrează pe, acum pe nuclear, în centrale nucleare, este supervisor, deci este șef. Sunt foarte mândră de el, da, a ajuns chiar, acolo cu multă muncă. Trebuie să fiți mândră pentru asta. Da, a ajuns cu multă muncă, deci nu numai muncă fizică. Și vorbesc și a și învățat foarte mult, a dat foarte multe teste pentru a lucra și a lucra în domeniul în care este acum. Da, sunt foarte mândră, doar ceea ce ne umbrește fericirea, să zic așa, și e foarte departe de noi. Și cea mai lungă perioadă. Dar ne-am obișnuit. De câte ori pe an revine acasă? E greu. Da, cam de 5 ori pe an. Din 2 luni ar veni. Cam 2 luni acolo. 8 săptămâni cu 2 săptămâni în țară. Dar noi ne-am fi dorit să fie mult mai mult alături de normal, noi. Denis a crescut cam... Deci, nu știu, e greu. E greu de vorbit aici, greu de spus. Normal. Pentru cei care au... pe cei dragi în afară și plecați, știu foarte bine la ce mă refer și cunosc sentimentul ăsta. Da. E greu de descris în cuvinte și e un sacrificiu enorm pentru bani. Deci nu se merită. Ca un sfat, oricâți bani și oricât ar fi de mulți, cât ar părea de mulți, cred că s-ar găsi o modalitate să putem... Ideea să fim împreună, chiar dacă se pleacă undeva în afară sau se pleacă să pleci împreună, familia să fie întregită. Da, pentru că despărțiți nu este în regulă. Copiii să crească singuri, mame, soțiile acasă sau soții acasă, copiii iar lăsați, nu este în regulă. Mai ales copii.
mai ales copiii. Dar ați încercat să, știu eu, să... Da, găsiți acolo, să găsim acolo o soluție. A fost greu pentru că inițial am avut o discuție în care noi vream să plecăm, să ne mutăm în Franța, dar nu știu, ceva nu m-a lăsat. Ceva nu m-a lăsat să plec. Acolo. Nu am putut pleca de acasă. Deci n-am putut să-mi părăsesc casa. Deci pur și simplu locurile astea așa, știu, sărăcia noastră, să zic așa, m-a ținut aici. Da, e mai bună sărăcia. Da, mai fericită mă simt acasă. Sărăcia. Bine, poate impropriu spus. Deci noi românii suntem considerați săraci, nu? Parcă așa spun, dar bine, se înșeală mulți. Doar că am zis, copilul meu de-abia vorbește limba română și să-l las să învețe limba română. Ce Dumnezeu să învețe limba franceză? Și e grea și franceza, grea și româna. Și zic, hai, și am mers pe premisa că să-l las să învețe aici. Și va fi alegerea lui, dacă va pleca și va alege să plece, să învețe într-o altă limbă. Dar am ales pentru el și cred că el a fost motivul principal pentru care am vrut să rămân acasă. Și să-i fiu alături, măcar eu. Deci revenim după o scurtă pauză care am făcut-o și rămăsesem la întrebarea care zic eu că cred că ar interesa, nu știu, în fine. Cine și cum v-a descoperit vocea specială a dumneavoastră? Mulțumesc pentru specială. Doar voce, clar, este moștenită. M-am născut cu așa ceva. Cei care m-au descoperit, cred că prima a fost mama. Mama cea care a realizat că aș avea înclinație spre muzică, fiind copil. Dar vorbim de o vârstă foarte fragedă, asta se întâmpla la 5-6 anișori. Mergând la grădiniță, la școală, da, deci doamna învățătoare, prin toacă, ea dânsa a fost cea care mi-a descoperit, să zic, mai oficial. Și și-a dat seama de talentul care l-am. Un pic aport, pot să spun, a avut și doamna Băncilă, dânsa se ocupa și la vremea aceea avea călușarii la noi la Mănăstirea Cașin, dar văd că acum nu mai apar, mi-aș dori să-i văd apărând. Erau tare frumoși și la Cântarea României apăreau în concursuri, ajunseseră foarte, foarte sus, foarte departe, dar nu cunosc amănunte și nu știu cine ar putea să preia acest dans al călușarului la Mănăstirea Cașin. Da, deci cei care au fost și m-au... Am înțeles m-au dus mai departe. Cei din Gurașe ar putea. Ar fi o idee, bine, nu... E o muncă titanică care domnul Blănaru... Cel puțin la călușare, da, mai ales la costumele. La călușare nu știu că ar fi atât de mult... Costumele Nu, costumele cred că ar fi aceleași ca și costume. Au accesorii de alea. Vorba de călușari sau poate mă înșel, da, poate e posibil să mă înșel, nu cunosc, îi las pe cei... Da, nu. Să lăsăm pe cei care sunt în cunoștință de cauză, nu... Nu mi-asum, nu știu, adică e posibil să vorbesc. Eu doar îmi dau cu părerea acum. Deci, nu... da, sunt doar părerile celor din afară, cum suntem noi din afară. Dar cei care sunt coreografii, știu mai bine și... Da, dar eu mă gândesc că ar fi o idee bună, pentru că la acel moment și știu și de-a lungul anilor, cât au fost promovați, aveau priză la public. Era frumos. Și acum mi se pare că au cu siguranță dacă ar apărea, cu siguranță ar fi, mai ales la obiceiuri de iarnă, despre ce vorbim. Pe lângă cele care se fac și domnul Plănaru, deci respect pentru tot ceea ce face, respect pentru munca care o prestează. Respectul da, cuvintele sunt deprisate. Se știe, deci noi mănăstirienii cunoaștem și nu numai, pentru că deja a ajuns la foarte multă lume, deci au văzut rezultatele și faptul că au susținut un concurs, un spectacol, cap-coadă, să zic așa, la Străinii Moldova, asta spune multe despre acest ansamblu. Da, și felicitări. Chiar au fost... Felicitări. Eu, bine, vorbesc din prisma unui părinte, a unuia din Muguraș, dar cu siguranță toți părinții care avem Muguraș, da, e o mândrie, dar și noi și ceilalți, mă refer la mănăstirenii, toată Mănăstirea Cașin, suntem mândri de un asemenea ansamblu și mândri de cei care îl țin pe picioare, îl țin activ. Pentru că mulți ar fi renunțat. Cât mai mult. Mulți ar fi renunțat, dar da, nu,
încă o dată mulțumim domnului Blănaru și doamna Diana preotese, care și normal, e trup și suflet acolo. Felicitări normal. Ambilor. Și o întrebare, revenind la persoana noastră, v-ați dorit de mică să fiți muzician, cum ar veni? Cu siguranță, da. Deci, clar, asta era menirea. Bine, fiind copil, nu știu cât am perceput. Normal. Deci, la întoarcerea acasă, nu știu dacă am suferit prea mult la momentul ăla, pentru că, fiind copil, era dorul de casă. Și, fiind dorul de casă, repet, eram un copil în clasa 8-a. Copil eram. Pentru că și când am revenit acasă, m-am bucurat la acel moment. În timp, mai crescând și înțelegând altfel viața, și atunci am realizat că nu a fost bine. Deci aveam alte oportunități de a urma. Era la momentul acela, puteam să merg la un liceu pedagogic, noi intram fără examen, era o oportunitate la vremea respectivă, pe timpul lui Ceaușescu. Vorbim, era o portiță. Atunci când vorbim de nu era ca acum, era treapta a doua. Deci aveam etape, mult mai multe etape de a ajunge undeva. Nu mai spun de o facultate, care școala era greu. Era greu. Acum, repet, mă întorc în timp, nu judec, pentru că părinții mei, clar, au făcut tot ce au putut, îi respect, le sunt recunoscătoare, m-au educat așa cum au reușit, poate ei nu au studii, sunt oameni simpli de la țară, dar, repet, au făcut efort și nu numai cu mine. Eu fiind cea mai mare, au urmat frații mei care la fel sunt la fel de mândră. E fratele meu care, venind acasă, a furat muzică, efectiv, și aproape că, și o recunosc la acest moment, ca instrument, deci pe clape, este mult mai bun ca mine. O recunosc. Și chiar și voce, uneori au fost voci care au spus că, da, vocea lui este mai bună ca a mea. Nu mi-e ciudă, nu sunt invidioasă, fratele meu, sunt tare mândră, pentru că, repet, fără studii de specialitate, fără un profesor în spate, a reușit să ajungă la un nivel care, mulți care, nu vreau să supăr pe nimeni, cu studii și nu au reușit. Dar bănuiesc că asta ține de talent. Dacă Dumnezeu l-a înzestat și ne-a înzestat. Dăruire, cum ar veni. Și dăruire, clar. Clar că dacă ești pasionat de acel lucru, îl faci și îl faci bine. Dacă nu, așa? Dacă nu îl faci bine, dacă prima faci un pis de la spate și așa, nu cred că poți să faci performanță în așa ceva. Sau în orice domeniu, cred. Știi, e vorba aceea care ne-o spuneau părinții, ce vrei să te faci când vei fi mare? Da, da. Exceptând muzica, să zicem că... Mi se spunea, deci, nu cred că mi-aduc aminte, nu știu ce-mi doream. Exact, în afară de muzică, cred că, ca orice copil și la vremea aia... Normal, visam, de exemplu, visam o viață. Da, cred că mă vedeam ceva vedetă. Dar vreau că orice fetiță și dacă și are un pic de adus și cântă și așa, visăm la să ajungem sus. Dar viața nu e așa cum am vrea. Viața ne pune și obstacole. Ideea este ca să putem trece peste ele, să le putem accepta, să ne acceptăm soarta, bunărea și să putem trece peste ele. De-a lungul anilor au fost poate piedici. N-aș putea să răspund piedici. Astea sunt, nu știu, ce ne dă Dumnezeu. Așa trebuie să se întâmple. Da. Și dacă fiecare avem acolo un destin scris undeva. Dacă, la un moment dat. Exact. Dacă ești sortit să ajungi undeva, ajungi. Dacă nu, nu. Dar după ani și ani, nu știu, nu regret că sunt aici. Nu am ajuns vedetă, nu sunt, știu eu. Am cântat 10 de ani, am cântat în condiții. Și pe frig, am cântat și așa, am cântat și la bogați, am cântat și la săraci, am cântat, dar am ales întotdeauna să cânt la oameni și cred că se știe la ce mă refer. Am întâlnit foarte multă lume, unii m-au apreciat, unii poate m-au blamat, dar nu critic. Și acum ceva vreme mi s-a spus că am undeva un timbru vocal, că am un vibrato care nu place. Vibrato care l-am în voce, să fie valabil și pentru cei care mă aud și cei care nu le plac acest lucru, nu-l voi schimba sub nicio formă, pentru că face parte din vocea mea. Eu, în cursurile zic că eu cânt artistic. Și nu, ar trebui să cânt comercial, nu prea înțeleg lucrul acesta, eu așa cânt. Pentru ce mă plac, vă mulțumesc din suflet și le mulțumesc tuturor,
pentru cei ce nu mă plac, același lucru, nu doresc rău nimănui și nu am nimic cu nimeni. Deci orice artist și orice om, la un moment dat, deci, unii mă plac, unii nu. E dreptul fiecăruia. Nici eu nu plac pe toată lumea. Nici tu nu placi pe toată lumea și cu siguranță toți avem oameni care ne plac și oameni care nu ne plac. Normal. Și acum, de ce nu ne plac? E problema fiecăruia. Fiecare are motivul lui. De curând am împlinit 47 de ani. O, mult înainte. Mulțumesc. Cred că mi-am făcut datoria, cu brio aș zice, unde am fost și oriunde am mers și la orice nuntă am mers, la orice eveniment, am încercat să dau cei mai bun și să încerc să-mi fac cât mai bine treaba. Dacă poate uneori nu am reușit și nu am ajuns la... M-am ridicat la așteptările, știu eu cuiva, asta e, asta, sunt un om, nu sunt... Poți să pui ceva pe story de la podcast, nu mă spun. Sunt un om cu bune și rele, nu sunt perfecțiunea întruchipată, nu există, nimeni nu este nu există așa ceva, nimeni din punctul meu de vedere nu există perfecțiune. Zic că sunt perfecți, nu, cu siguranță, sunt cei mai proști. Cu siguranță nu. Sunt cei mai... Doar își fac iluzia. Doar își fac iluzia că sunt foarte buni. Sunt cei mai buni. Da, da, putem încerca să fim din ce în ce mai buni. Nu o să ajungem niciodată. Dar, perfect, eu nu cred în așa ceva. Eu, în fine, nu. Ce pot să spun? Nu mi-am atins acel țel care mi l-aș fi dorit. Dar m-am ales cu o familie. Și am o familie din 99 sunt cu soțul meu. O familie, mulțumesc, Doamne ajută, la toată lumea. Și am ales să rămân familist, am ales să rămân alături de familia mea și nu regret. Dacă aș fi ales o altă cale a vedetismului, cred că, nu știu dacă aș fi reușit să țin acel echilibru. Dar, repet, am ales să rămân alături de soțul meu, alături de copilul meu, de care sunt foarte mândră, și de soțul meu la fel, deci nu există grad de comparații. M-am dedicat total lor și nu exagerez spunând acest lucru, sunt foarte dragi, e familia mea și nu numai, când zic familie mă refer și la frații mei, mă refer la nepoți, am nepoate, cumnați, cumnate, deci toți care se știu, care îmi sunt aproape și eu le sunt aproape, îmi sunt foarte dragi și restul zilelor care le am le dedic total. Lor, doar familiei. De cântat, posibil, nu știu, poate o să mai pot, nu o să mai pot, nu știu, doar cât va vrea Dumnezeu să-mi dea șansa să mai practic această meserie. Am practicat-o cu drag. Veni vorba de meserii, considerați muzica o meserie? Personal, da, am avut-o ca o meserie. Nu am practicat altceva, deci am ales să rămân liber profesionist și am zis că e suficient cât îmi acaparează timpul ceea ce fac, muzica, mergând la evenimente și așa. Și am preferat timpul săptămânii, să zic așa, să rămân acasă. Deci faptul că am stat lângă al meu copil, pentru mine a fost un privilegiu. Și a fost o chestie de comun acord și soțul meu a fost de aceeași părere, a fost un nonsens, să zic așa, un consens între amândoi, că am zis, măi, e suficient că plec eu de acasă. Tu să fii măcar în permanență. Aș fi ales să cânt, de exemplu, să cânt într-o crâjmă sau când la un restaurant. Nu, am refuzat. Am refuzat total pentru că al meu copil avea nevoie de mine. În anii de școală și cel puțin în clasele 1-8 am fost în permanență lângă el. El o poate confirma. L-am ajutat atât cât m-am priceput, cât am reușit și cred că am reușit. Și am fost alături din toate punctele de vedere și nu cred că am pierdut nimic. Am câștigat. Am câștigat timp cu al meu copil și la carte cât am reușit, repet, i-am fost alături și l-am ajutat și cred că sper să-mi fie recunoscător, cu toate că... Cu siguranță vă este recunoscător. Bine, eu știu că este recunoscător, da. Și așa. Tatăl lipsind, soțul meu Doru lipsind de lângă noi, că așa au fost împrejurările, dar a făcut-o doar pentru binele nostru și o face în continuare pentru binele nostru, mai ales pentru binele copilului și nu, pentru binele nostru a tuturor. Și întorcându-ne un pic la început, următoarea întrebare ar fi, care a fost primul concurs la care ați participat? Nu știu dacă am vorbit, dar... Da, primul concurs, am impresia și sper să nu mă înșel, era din 4-4 ani, se făcea Cântarea României, era un concurs foarte renumit la vremea aceea, înainte de 89 vorbim, da, era cred că cel mai important, era o rampă de lansare, pentru că mulți, din păcate,
Acum nu văd. Văd concursuri care sunt superficiale. Nu se mai pune accent pe talent. Nu vreau să intru la mănunte, pentru cei care ascultă s-ar putea să am critici, pentru că vorbesc despre lucrurile acestea, dar eu așa le văd. Atunci, da, da, vorbiți din prisma unui profesionist. La ceea ce văd acum, cred că aveți la ceea ce văd acum, și e păcat, văd posibilitatea doar copiilor de bani gata, care merg la anumiți profesori de canto, nu dau niciun nume, nu dau sub nicio formă. Bine, îi apreciez pe acei oameni, dar faptul că se practică niște tarife atât de mari, și nu, cunosc foarte, am și colegi care știu că ei fac lucrul acesta și predă. Ei sunt capabili, deci ei au, știu eu, experiența necesară de a preda. Și tot respectul, dar tarifele pe care le practică sunt foarte, foarte mari. Și mă gândesc așa, că cunosc copii foarte talentați, care nu au bani necesari și nu-și permit. Și e tare păcat, pentru că acei copii nu vor avea șansa să meargă, să cânte și ei pe o scenă. Mă uit cu câtă bucurie cântă un copil pe scenă. Și, repet, cunosc talente, așa avem talente, copii talentați la noi în comună, care știu sigur că nu au nicio șansă. Și pe această cale, pentru cei care văd și care vor urmări acest podcast, da, chiar îmi doresc și cochetez un pic, să zic așa, și cred că la un moment dat, dacă voi avea, știu eu, voi aduna un număr de copii, nu vorbim de tarife, aici e chestia de, va fi o chestie, poate să zicem, simbolică, și voi avea ocazia, deci îmi doresc să ajut acei copii care chiar își doresc și vor și ei să meargă. Bine mersi, ar merge alături de Mucuraș, pentru că, repet, cunosc copii care au acest dar. S-au născut, doar au nevoie de ceva pregătire, nu-și permit financiar probabil să meargă la... Permit sau probabil nu, cu siguranță vorbim de partea financiară, clar, și nu-și permit. Și nefiind, știu eu, clar că nu vor putea și n-au cum să apară, nu-i descoperă nimeni și nu le dă nimeni nicio șansă. Și personal, cred că și acei copii au dreptul. Ei, asta se întâmpla, ajung să revenim la ceea ce ai spus. Asta se întâmpla pe timpul lui Ceaușescu. În acel concurs de cântare a României, mergeam toți și aveam o șansă să fim văzuți. Și toată lumea avea o șansă. Exact, aveam șanse, pe când acum nu. Acum au șanse, doar, da. Da, da. Da, deci doar dacă să mai găsesc oameni ca ajungem iar la domnul Blănaru, care mai mult pe voluntariat, cum se merge, se știe foarte bine, și face și muncește și își dăruiește timpul lui liber alături de acești copii. Deci, mare lucru. Mare lucru. Chiar mare lucru. Deci, să avem un om de genul ăsta. Și doamna Diana la fel. Și oamenii din aceștia nu cred că o să mai fie. Dar noi am fost norocoși că l-am avut și a apărut la noi în comună. Și el știe despre ce vorbim. Ne cunoaștem de peste, cred că nu exagerez când spun 20 de ani. Când era în tinerețea lui, să zic așa. Și dansa și el și la Doina Trotușului. Cred că l-am văzut undeva la un alt ansamblu. Dar nu mai știu cum se numea. Eu nu-l cunoșteam. Nu mai știu cum se numea la momentul ăla. Ansamblu și dansa alături. Bineînțeles că și el dansat. Normal. Dar în același timp era și profesor, mi-aduc aminte că și atunci preda. Deci era tot atât de bun în ceea ce făcea. Deci putea să și predea. Da, pot să spun că pe atunci când dansa el, eu, față de dansuri și față de dansul popular, dacă asta pot să o recunosc, așa eram un pic mai mult foarte deoparte. Nu aveam. Nu știu, dar... Și acum pot să zic că îmi pare rău. Că da, la momentul ăla nu... Probabil că acum eram în altă... La acel moment, nu știu, dar nu trebuie să fii critic cu tine, pentru că nu, dar clar, nu neapărat, nu făcea parte din interesele tale la acel moment. Da, acum descoperi, văd că ești foarte devotat și ești alături de ei. Felicitări și bravo! Da, bine, mulțumesc! Ar trebui cât mai mulți oameni să fim alături de Mucuraș. Că ei sunt generația care ne urmează și activitatea, ceea ce văd acum, uitându-ne la tineri din ziua de azi, care mulți scapă de sub control, din păcate, acești tineri aleg să practice dansul, să facă o chestie care, una că îi distrag un pic de la nebunia asta vis-a-vis de calculator și nu știu dacă e ceva rău, pentru că poate ceva rău calculatorul. Personal, eram împotrivă la un moment dat, dar
cred că are, are rolul lui. Bine, nici ca să fii băgat foarte tare, adică să devii dependent de calculator, dar... Deci dar calculatorul să, e bun, dar știi să-l folosești. Să descifrezi tainele calculatorului, cum? Cred că orice tânăr ar trebui să facă lucrul ăsta, pentru că clar trăim în generația... Da, e timpul. Eu, deci timpul. Noi suntem cumva depășiți. Da, pentru că pot suntem, să zic că ai, generația mea e un pic... Eu generația care pot să zic că începutul. Da, era începutul. Era începutul. Eu nu. Sunt 16 ani de când e canalul ăsta și acum pot să o spun public că povestea canalului e, bineînțeles, este și în descriere, în descrierea canalului, dacă sunteți curioși să o citiți, dar povestea, canalul la început, cum era YouTube-ul la început, era doar o platformă care se încărcau videouri. Am înțeles. Amintiri, tot felul de prostii. Da, și uite așa... La mine pe canal, de exemplu, sunt o grămadă de videouri care sunt pe privat acum. De ce? Pentru că, unul, nu chiar la standardele de acum, și doi, unele care chiar n-aș vrea să fie publice. Da, cu siguranță, ai dreptul la... Normal. Și... Bine, mai e canalul, un alt canal care l-am făcut secundar în ideea de a face ceva, dar m-am decis pe ăsta pentru că e mai vechi și mai văzut. Dar acolo majoritatea clipurilor sunt pe privat. Oricum felicitări pentru munca care o prestezi, este o muncă și... Da, se poate spune sincer, o muncă. Sincer, până la acest moment n-am văzut pe nimeni care dacă... să... La noi... mă refer la nivel de comună, care să preia o asemenea activitate, pentru că nu nimeni. Da, unii zic că dacă pui clipă pe YouTube, aia e ușor. Nu cred că este simplu, nu cred. Nu e, foarte simplu. Trebuie. Chiar pot să spun, probabil că o să se uite la clipul ăsta, e o persoană care, bine, ce-i drept și eu, nu că am, deci n-am uitat de cea persoană, dar l-am lăsat-o pentru că au fost evenimentele acestea. Dar asta nu înseamnă că am uitat-o. Că tot îmi zice că sunt niște clipuri care încă nu le-a primit. Am înțeles. Și nu le-a primit tocmai din faptul acesta. Că trebuie lucrate. Și am chiar azi noapte, pot să zic. Da? Am început și că am ajuns abia nici măcar la jumătate. Cu siguranță este o muncă, este o muncă și în spate și trebuie să o iei. Și mai timp. Ales că au fost și timp. E și timp, e și timp. Personal zic soții tot așa și sper să simt undeva da. Și da, revenind, să lăsăm problemele mele le lăsăm și să revenim la dumneavoastră. Următoarea întrebare era cam când v-ați apucat mai serios așa? Deci când v-ați apucat serios de muzică? De muzică. Că, serios de muzică, clar, în momentul când am ajuns la liceul de muzică. Deci atunci a fost... Da, chiar următoarea întrebare era studiile. Deci în clasele primare, vorbesc de a întâi, a doua, a treia, am fost la mănăstire ca și erau festivități la nivel de clasă, de școală, dar ceea ce se face și se fac și în zilele de azi. Văd că se face, se mai face ceva, cu toate că atunci erau la o altă amploare. Se făceau mult mai mult, se lucra mult mai mult. Se lucra mult. Da, și aș putea să dau un nume care, clar, atunci era foarte, lucra foarte mult la nivel de festivități de genul acesta, era doamna Băncila. Și bine, cu doamna Aprintoacă, dar știu că doamna Băncila rămăsese și dânsa a fost cea care... la un moment dat a înființat Călușarii, dar pe urmă a renunțat. Bănuiesc că a avut motivele dânsei, are și o vârstă, între timp, nu intru în detaliile vieții, vieții doamnei, am un respect deosebit pentru toată munca care a prestat-o de-a lungul în toți acești ani și multă sănătate să aibă. Da, era în clasa a patra am... Ce studii aveți?
Eu am terminat doar liceul. Da. Aș fi vrut, mi-aș fi dorit să urmez o facultate. Nu a fost... da, am luat bacul. Deci dacă s-ar putea să fiu, să fiu întrebată da. că de ce n-am urmat, nu. Am luat și bacul. Puteam să merg, dar nu dau detalii pentru de ce am ales atunci, la acel moment. Am început pe la 18 ani să cânt. Am început la evenimente. Cred că am dat de gustul banului și m-am mulțumit așa. Și am urmat, am urmat această activitate 10 de ani. De ce, ce ați muzica și nu altceva? Muzica. Cred că asta știam cel mai bine să fac. Am terminat liceu chiar în, de fapt, în 89, deci când a fost Revoluția, m-am nimerit, eram în clasa noua, la noua spre a 10-a, la Revoluție. Eram în clasa noua, de fapt. Atunci, să zic așa, a început declinul, pentru că nimic nu a mai fost la fel. Nimic. Totul s-a schimbat. Și iar eu să-mi zic ceva și o să-mi asum ceea ce spun, niciodată nu o să mai fie ce a fost pe timpul lui Ceaușescu. Regret, clar. Nu în totalitate, dar sunt anumite situații și anumite, poate mă încurc eu un cuvânt acum și nu pot să le spun, pe care le regret. Ordinea și disciplina care era atunci, nu am mai regăsit-o în toți acești ani. Anumite... În toți acești ani nu m-am mai întâlnit așa. Nu mai spun, nu vreau să intru în detalii și nu vis-a-vis, că nu sunt apolitică, nu fac politică, nu am nicio... Nu, pe partea politică nu vreau să spun. Nu am nicio... Repet, nu sunt apolitică, nu, dar cu siguranță nu mai sunt vremurile de atunci. Nu mai sunt. Și din păcate, acum vremurile sunt mult, mult schimbate, nimic nu mai este la fel. Evoluție. Da, să o numim evoluție, doar că de mulți este înțeleasă tare urât. Evoluția este involuție. Deci, eu asist la acest moment, asist la, nu evoluția lumii întregi, asist la o evoluție individuală. Și, da, nu se mai promovează valori. Se promovează non-valori. Da. Și nu vorbesc de domeniul muzică, vorbesc de foarte multe domenii. Domeniu, asta e deci valabil. Apar peste tot. Nu vreau să spun nimic, doar că simt o mare, mare dezamăgire vis-a-vis de orice sistem, și cel juridic, și cel sanitar, și lista e lungă. Este lungă. România, în general, este nu numai de. Și din păcate, în ziua de azi, cine are bani are dreptate, are valoare. Asta da. Și sunt situația asta, dar repet, m-am deviat de la discuție și nu am deviat, că ne încadrăm în următoarea întrebare. Am deviat și da, nu. Să-i lăsăm pe alții să judece aceste da. Aceste Nu am deviat chestii. Pentru că următoarea întrebare este dacă v-ați întoarce în timp. Dacă, da. Știu, nu se poate, da? Am dacă înțeles. Ne-am da. Întoarce în timp, ce a schimba? Dacă e ceva ce a schimba? Cu riscul ca să nu mai fie ce a fost. Dacă m-aș întoarce în timp, cred că aș fi pus accent mai mult pe învățat. Deci cred că aș fi urmat o facultate, aș fi făcut ceva sacrificii, știu eu, nu știu acum la acest moment ce aș fi putut să fac, pentru că încă o dată ne izbim de partea financiară și dacă nu există ajutor în această privință, nu faci față, dar cred că aș fi plecat pe picioarele mele, nu am fost unul care să-mi asum riscuri, deci dacă am stat întotdeauna și am analizat mult înainte. Pot să fac față, reușesc să ajung. Și am pus în balanță mult. Deci am încercat orice posibilitate. Mi-ajung banii, am timp. Am încercat din toate punctele de vedere să analizez situația dacă ajung undeva sau nu ajung. Și dacă la acel moment am gândit că nu voi reuși și nu voi așa, am bătut în retragere. Nu am fost omul care să împing la limite, să fiu cât mai... Deci trebuie să fac acest lucru.
acum, acum la acest moment, mi s-a propus, de exemplu, să urmez, la fără frecvență, să urmez muzica. Deci, un colegiu, cred, sau o facultate, Coala nu știu, muzică, conservator e mult spus, conservator de 5 ani, cred că e vorba de 3 ani, e pedagogie muzicală. Da. Și iar am ajuns la acel punct în care mi se pare târziu. Mi-ar fi plăcut foarte mult să predau. Mi-ar fi plăcut. Cred că asta... Deci asta mi-aș fi dorit. Să predau muzică. Da, muzică la clasele 5-8, știu eu, la gimnaziu. Și cred că aș fi fost acceptată de copii, dar și de colegi, să zic așa. Doar că mi se pare târziu. Acum să urmez încă 3 ani. Nu vreau să intru. De ce? Motivele pentru care am bat iar în retragere, dar sunt temeiate. Încă sunteți în putere, deci puteți face orice. Cu toate, dar repet, am motive întemeiate pentru care nu. Normal, fiecare are motivele lui. Și... Da, și următoarea întrebare era referitor la acești 2 ani de pauză care au fost în România. La pandemie te referi. Da. Cum e după 2 ani de pauză să muzical, reveniți să zic, la evenimente? Da, cum a fost? Cum a fost revenirea? Deci, revenirea a fost ok. Cum să spun? Aș putea să spun că financiar, la acest moment financiar vorbind, nu am năpustit clienți după? Nu aș putea să exagerez cu acest lucru. Sunt ca de obicei. Nu, pentru că, repet, vremurile s-au schimbat, oamenii, gusturile s-au schimbat. Cu toții ne-am schimbat în percepție. Exact, și formațiile acum, dacă ați văzut, sunt formate din mult mai mulți membri, noi suntem mai puțini. Gusturile, dar nu, pe mine nu mă afectează acest lucru. Adică și pe timpul pandemiei, financiar vorbind, nu am avut de suferit. Deci mi-a fost... Și a fost o parte bună. A fost o parte bună. Soțul meu a fost acasă. Și am avut... Deci am încercat să vedem și partea plină a paharului. Am petrecut timp împreună. Ați avut ocazia să stați mai aproape. Exact. Am petrecut timp împreună și m-am bucurat de acest lucru. A fost un privilegiu. La evenimente, din câte ați observat... Mai știe lumea să se distreze după 2 ani, după acești 2 ani? Cu siguranță. Deci se simte. Am fost ca invitat, să zic așa, la câteva evenimente acum și da, deci lumea este foarte dornică. E o nebunie să ții românul să-l ții acasă. E o nebunie, pentru că românul este dornic de distracție. La Slănic, de exemplu, dacă ați văzut da. Populație multă, oamenii sunt dornici de ieșiri. De nunți, de petreceri, de dans, de frumos. Da, păi s-a văzut. Pandemia nu a făcut decât să... Da. S-a văzut la... Dar motivele... Da, nu mai spun de... Deci a fost nu știu cum să spun. Deci, mie personal mi-a plăcut enorm de mult. Și a fost clar, a fost perfect. Nu exagerez, cred. Și cred că pot spune și eu început. Citeam într-o zi, după ce a postat doamna primar, și felicitări cu această ocazie, felicitări doamnei primar pentru toată activitatea și pentru tot ce face pentru această comună. A fost ceva unicat și nu credeam că o să avem la noi în comună așa ceva. Și s-a întâmplat. Și a fost clar, a fost un succes. A fost un succes clar. Pentru că citeam în comentarii. Și din fericire, și bravo, bravo oameni buni, bravo mănăstireni, numai comentarii de bine. Nu cred că mi-a fost dat să aud ceva contra sau dacă am auzit, sincer nu am vrut să bag în seamă, pentru că da, cred bine, că vorbim de ceva, dar respect dreptul fiecăruia la opinie. Deci fiecare are dreptul la opinie. Exact. Fiecare avem dreptul și exact. Și avem tocmai ăsta era lucru care nu era bun pe atunci. Da, că revenind la da, la revenim la Ceaușescu. Da, nu prea aveam dreptul la opinie, dar era o ordine. Acum avem opinie, avem dreptul la opinie, dar avem prea dar nu o mai vede nimeni. Deci avem vorbim și nu ne ascultă nimeni. Din păcate.
Și revenind la planuri de viitor, câteva noutăți, dacă cumva aveți să ne spuneți. Planuri de viitor. Cred că de la 47 de ani, planurile de viitor, nu știu dacă mai sunt atât de mari și multe, dar ale mele se învârt în jurul familiei. În jurul familiei, da. Deci îmi doresc să-mi văd copilul cât mai bine, doresc să-l văd la o facultate, clar, doresc, orice părinte visează la acest lucru, dar de el depinde, noi nu putem decât să-i fim alături. Normal. Îmi doresc foarte mult sănătate, pentru că clar este cea mai scumpă și sănătatea e cea mai importantă în primul rând. Din punctul meu de vedere este cel mai important lucru. Cât omul este sănătos și are forță, poate munci, deci nu ne putem plânge. Găsim modalitatea de a trăi și a trăi frumos. Dar în momentul când Doamne ferește de te îmbolnăvești, atunci totul se năruie. Poți să ai toți banii din lume, poți să ai pe toți cei dragi alături. Degeaba, repet, dacă nu ai sănătate. Corect, dacă nu ai sănătate, te poți bucura. Degeaba. Omul sănătos și dacă... Deci asta îmi doresc cel mai mult. Și fiind sănătoasă să mă pot bucura de cei din jur și de sănătatea celor din jur. Clar că îmi doresc toți cei dragi. Normal. Și nu toți cei dragi. Toată lumea, deci toți cu care... E vorba aia, ce-mi doresc eu mie, doresc la toată lumea. Da, toți cei dragi și... Repet, ce-mi doresc mie, îmi doresc fiecărui om, pentru că totul se rezumă la sănătate. Și cu siguranță la ajutorul lui Dumnezeu. Dacă suntem și mulțumim acolo și suntem cumva mulțumiți, să ne mulțumim cu ce ne dă Domnul, s-ar putea să primim mai mult. Poate Dumnezeu e vorba aceea pe care eu... Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în trai. Cu siguranță. Trebuie să muncim pentru... Normal. Da, și în continuare o să inaugurez o rubrică nouă, care inițial mi-am dorit să fie și în primul podcast, dar n-a fost să fie. O rubrică care zic eu că se numește Răspunde Rapid. Și e o serie care băiatul probabil o știe despre ce ar fi vorba. Sunt câteva întrebări fulger la care răspunzi una sau alta. Da, prima întrebare ar fi vineri sau duminică, acasă sau la evenimente? Acasă. Muzică lăutărească sau populară? Muzică populară. Weekend la Paris sau în România? În România. Sol major sau minor? Sol minor. Extravagant sau simplu? Simplu. Voce sau instrumental? Instrumental. Altfel sau la fel? Altfel. Da, mulțumesc că o să vă aștept în comentarii dacă să-mi spuneți cum au fost. Așadar, mulțumesc și cam aceasta a fost și rubrica. O primă rubrică care am inaugurat în acest podcast. Și acum întrebarea ar fi ce părere aveți de muzica și vocile din ziua de astăzi? Ca să revenim în prezent, cum ar veni. S-ar putea să fiu judecată la ceea ce voi spune acum, dar e dreptul meu și la da, ce normal, e un drept avizat. Să răspund la această întrebare. De ce am pus întrebare? E un drept avizat. Deci vorbesc în nume personal, nu vorbesc în numele nimănui și cunosc voci foarte bune. Foarte bune. Dar din păcate apar și voci care lasă mult de dorit. Dar nu e vina lor. Oamenii n-au nicio vină. Vinovați sunt cei din spatele lor, care pentru niște bani, doar pentru a face bani, bag în față anumite voci care nu au nimic. Doar, doar cred că pot să cânt și vreau să cânt și am eu acum, vreau să cânt și l-am pe tata cu bănuți și îmi plătește el mie... Normal. Orele și așa și merg eu pe o scenă să cânt. Nu au ce căuta. Dar din păcate, am mai spus acest lucru și repet, doar pentru niște amărâți de bani se promovează non-valori. Pentru că se rezumă la bani. Că dacă s-ar rezuma la talente, cu siguranță am vedea spectacole
extraordinare și voci foarte bune, dar crede-mă, sunt soliști, cunosc oameni de calitate, cu voci extraordinare. Eu știu. Nu au apărut niciodată la televizor sau au acolo, cine știe, poate au apărut odată au apărut și acolo aia... un filmuleț pe YouTube și n-au apărut. Sau dacă au apărut un pic, au fost foarte puțin promovate și aruncate la gunoi. Da, e, bine, uitat, în ghilimele spus. Și uitate, voci uitate. Pentru că cel mai bun exemplu l-avem, vorbim, bine, nu e domeniul meu, eu cânt muzică populară. E concursul cu, la ProTV vorbim, da? Vocea României. Vreau să, și cei care mă aud și o să mă asculte, câte voci, care apar voci extraordinar, deci se face pielea de găină, voci care nu pot fi egalate. Câți mai apar din acei oameni? Din acei oameni câți? Ca vedete, să fie promovați. Mai... Din păcate, nimic. Cine știe fost... cum? Cine știe cum? Cine au văzut? Unul să fie un vrom de bani gata, să fie de bani gata, să arunce cu bani și în stânga și în dreapta, sau cine știe ce fel de altfel de promovări, așa? Și să apară pe sticlă, să apară ca vedetă. Nu au șanse. În schimb apar, dar no comment. Da. Se mai face muzică în ziua de azi? Da. Continuând. Da, se face muzică. Se face muzică și chiar văd. Doar că... Nu cu cine trebuie. Bine, nu cu cine trebuie. Cu... Sunt mulți... Am colegi, de exemplu, care... de exemplu, dacă au ocazia să învețe sau să mai atrag un copil de partea mea să-l învăț. Nu se mai vrea, nu știu, ceva se întâmplă pentru că nu mai sunt încurajați, nu mai au cheful ăla, nu mai au... Nu. Dar la nivel, știu eu, la licee de muzică, la licee de specialitate, se face muzică, se face, dar credeți-mă, la un liceu de muzică nu vor intra niciodată cei care îi vedem prin nu știu ce scenă, că nu vor avea șanse. Da, Ei apar, da, în schimb, deci credeți-mă, apare voce undeva de la anumite persoane care predau și ajunge cu acea voce, cu acel copil, să-l promoveze la televizor. Dar acel copil niciodată nu va putea să intre la un liceu de muzică. Da. Pentru că acolo ori ești înzestrat, ori cânti, ești bun, ori cânti, ori nu cânti. Ori cânti, ori te joci. Și se dă speranțe false. Din păcate. Da. Dar, repet, se face. Și chiar aici la noi în sat sunt câteva voci bune, foarte bune. Și chiar vreau să dau un exemplu, chiar, dar Da. Următoarea întrebare ar fi ce a însemnat să ai voce și talent atunci și ce înseamnă acum? Voce și talent atunci îți erau recunoscute. Deci pur și simplu trebuia să ai talent, da? Dacă erai talentat și erai descoperit de, știu eu, de un dascăl, de un profesor, de un știu eu, cineva care să te descopere. Da. Da. Și aveai șanse să mergi. Bine, era greu și atunci. Dar nu se punea accent pe bani atât de mult ca acum. Și mergeai și făceai o școală. Deci, chiar am văzut o postare acum curând, că înainte școala era gratuită. Și așa un moment, și acum e gratuită. Bani. Și acum e gratuită. Dar pe banii părinților. Da, fac o glumă. Da, e o glumă. Că, e o glumă, da. o glumă amară, din păcate, pentru că vorbim de școală. Vine școala acum. Câți părinți care nu au banii necesari și se zbat. Ferească Dumnezeu, se zbat să adune bănuți, să ia, știu eu, rechizite, uniforme. De fapt, asta trebuia să le asigure. Așa. Da? Nu, bine, uniforma nu, dacă nu, le cumpăram tot noi, dar rechizite, știu, și cărțile, acum, și la bani puțin. Și totuși, respect pentru toți părinții aia care, și toți, deci cel puțin la ce văd aici la școală, respect pentru toți cei care au copii la școală și mă uit cât de curați și cât de îngrijiți apar, tot respectul. Poate mai există câte o excepție până pădurii fără uscături, dar în general vorbind, cunosc oameni necăjiți care din puțin, nu știu cum reușesc, să-și trimită copilul impecabil. Și bravo, bravo, tot respectul pentru oamenii ăștia, care sunt niște luptători. Să rămânem tot în zona asta a muzicii.
Da. Mai există voci bune care să și transmită? Cu siguranță. Cu siguranță, da. Da, sunt. Sunt. Și acum urmează partea cu, dacă puteți normaliza două, trei voci. Chiar și locale, chiar și naționale, poate să fie? Voci care se transmită. Local sau național? Nu știu dacă am așa, știu eu să-mi formez. Da, o voce foarte bună care o văd, o voce foarte, foarte bună este Andra, care e la superlativ Andra, vorbim de o voce extraordinar de bună, care știm cu siguranță cântă și muzică ușoară și muzică populară, nu se pune de toate, deci omul este universal. Are niște concerte, o altă voce bună pe care eu personal o apreciez, nu știu câți o apreciază, dar pentru lăutari și pentru cei care știu despre cine vorbesc, este Cornel Cojocaru, nu știu dacă îl cunoști, posibil da. Sunt așa, este o voce foarte bună, o voce care este o voce foarte bună. O să fie la Cașin invitat, din câte am înțeles. Deci, dacă aș avea norocul să-l văd, îmi place foarte mult. Sper să ajung să fac la ieși deci de acolo. Deci, îmi plac foarte mult, da, deci cu toate că eu sunt pe muzică populară, dar... îmi place foarte mult să ascult muzică lăutărească și văd că și al meu copil ascultă și asta înseamnă că are gusturi bune la muzică și percepe, pentru că sunt puțini cei care înțeleg și care înțeleg muzica lăutărească. Este grea, dar pentru cei care o cântă jos pălăria, adică normal. Doar lăutarii adevărați pot să facă acest lucru. Eu sunt un muzicant modest, normal, și îmi asum acest lucru și o recunosc întotdeauna, dar sunt lăutari, avem lăutari pe aici, pe Valea Trotușului, care, de exemplu, chiar colegul meu, Cristi Negoiță, așa, pentru cei care îl cunosc, este unul cred, dintre cei mai buni lăutari de pe Valea Trotușului și numele pot continua. Sunt instrumentiști foarte, foarte buni, foarte buni. Și în formația Condor, care cântă cu instrumentiști, mă refer, sunt da, foarte da, buni, care clar îi cunoaște toată lumea. Și în lista poate continua. Sunt Onești are lăutari foarte buni. Da. Și două, trei voci locale. Voci locale. Deci, hai să zic de copii. Și care îi apreciez foarte mult. Copii, da. Și care văd că activează și la Muguraș. Da, vorbim de Răduli, da, de Denisa, da, este o voce foarte bună și este atât de ambițioasă și bravo ei, deci o văd o viitoare solistă într-o formație și văd că asta își dorește și cred că va reuși. Părerea mea e că uneori își cam alege piesele cam nepotrivite. Nu știu dacă ține de ea acest lucru, bănuiesc că ține și de... Nu are impresar. Ea lucrează cu cineva, nu vreau să dau nume. Este eleva cuiva și bănuiesc că de acolo vin. Dar eu nu contest nimic din tot ce. Adică doamna care o îndrumă, da, este. Deci, clar, are studii și. Știe exact despre cu ce se mănâncă. Da, știe. Da. Dar o văd o voce foarte bună. Iar o voce bună și chiar foarte bună, aș putea spune, și m-a uimit așa, este, vorbim de Mircea, de Teodora Mircea, vecina mea, chiar bravo, felicitări, Teo, deci da, extraordinar. Da, da, da. O altă voce bună, nu mai e locală, este Guramba, care activează cu mugurașii. Tot locală, că bine, tot Valea Cașin, ea nu este de la noi din mănăstire, dar o văd, iar un solist bun. Bun și da, are, am văzut, dacă are joc scenic și de Grigore Leșe, da, e foarte bun, nu? Deci o văd o voce foarte bună, cred că lista ar continua, poate îmi scapă, așa, da. Cei care mai sunt și care mai cochetează cu treaba asta, cu muzica, eu ce să zic, le urez succes și repet, o să repet acum iar îndemnul, dar dacă își doresc și vor să învețe și vor să ajungă și să cânte și să își atingă un vis, măcar așa, să mă contacteze. Și chiar sunt dispusă și disponibilă să încep să predau ceva. Poate nu la un nivel atât de știu eu. În spatele camerei aici aplaudă cineva.
Da. Da, legat de partea asta de a alege talente, chiar odată aveam eu un să zicem proiect, da? În fine, care vroiam să fac un concurs de asta de talente și nu știu dacă o să se întâmple vreodată, dar nu se știe. Niciodată nu se știe. Niciodată nu spui niciodată. Nu? Ideea, da, ideea să rămână în picioare. Că poate, poate. Da, nu se știe. Poate niciodată. Ajutat, poate ajutat și un pic. Păi cam ajutat, că da, personal. Dacă e ceva. Nu mă puneți mâna să cânt, că ar putea să spargă. Vorbim și posibil, dacă pot cu ceva să te ajut, voi face cu mare drag. Și, na, era, na, în fine, astea sunt proiectele mele de viitor, nu ți le iau, doar atât, dacă te pot ajuta, o voi face cu mare drag. Normal. Să revenim la dumneavoastră, pentru că, na, trebuie să revenim la invitat, nu? Cum ați descoperit că fiul dumneavoastră are talent? Au. E... Nu știu dacă am descoperit. Pentru că deci eu am instrumente în casă, clar, deci am cântat la violă, când eram copil mergeam la urat cu viola și acompaniam, deci era o splendoare, știu că eram tare apreciată și colindam afară. Chiar dacă colindam afară, pe net, chiar o să găsesc o poză cu viola, dar nu știu, colindam afară, da, colindam, muram. Și eram băgați și în casă, mai colindam încă o dată. Și, na, eram fiind copii, na, ne și încălzeam, mâncam și o prăjitură. Au fost vremuri frumoase și mi-aduc aminte cu mare drag de acele timpuri. Și clar, am instrument în casă. Chiar nu aveam, la o perioadă nu am mai avut, dar la un Crăciun l-am primit cadou de la soțul meu când a venit acasă, mi-a adus o violă cadou. Îi mulțumesc din suflet, a fost unul dintre cele mai frumoase cadouri care le-am primit. Și până a continuat, acum 2 ani, de 8 martie, am primit clapă, acum un an de fapt, mi-a dorit tot el, deci este foarte atent și mulțumesc din suflet că mi este alături atât cât se poate și cât ne-am permis. Și, dar cel mai mare dar este el și copilul meu, ei sunt averea mea, să zic așa, averea nu casele, nu sunt... Averea constă în oameni. Atâta timp cât am oameni aproape, deci sunt cel mai bogat. Clar că și bunurile au rolul lor în viața unui om, dar bunuri fără oameni, bunurile dragi, se deteriorează. Exact, deci averea noastră, să fie clar, averea noastră sunt oamenii din jurul nostru și oamenii dragi. Cel mai important. Dacă îi avem pe ei alături, suntem cei mai bogați. Da, și să ajungem, deci ne întoarcem la talent. Nu știu dacă am descoperit. Știu doar când eram mic, îmi zicea mama vreau să merg la dansuri. Și mama, în Onești, nu știu, nu era nicio trupă de dansuri, nu era nimic, nu se făcea. Dar totuși vreau să merg. Ok, și unde? Deci îi privea pe ceilalți cum dansau și vedea. Era tare încântat de lucrul acesta. Îi plăcea enorm, enorm. Deci îi plăcea enorm. Prin clasa a șasea, cred, nu știu când s-a înființat, sper, nu? Am zis bine? Nu mai știu, nu mai rețin. Acum vreo 4 ani, cred, că s-a înființat ansamblu Mugurașii. Și zic, gata, avem oportunitatea, mergi la dansuri. Mă întâlnesc cu doamna Diana, s-a dat o probă ceva, știu că a fost, i-a căutat la școală să vadă cine are totuși aptitudini. El dansa, că el dansează în sârbă de la 5 ani, la 5 ani dansa la nuntă. Revenim, că a fost nevoie de o pauză aici, de pauză de respiro, că s-au încins spiritele pe aici și s-au încins în bine. În bine. În bine, nu neapărat în rău. Da, discuția a durat mai mult, cred, așa, sunt multe subiecte. Ascult. Da, chiar au fost multe și chiar mă bucur că am stat de vorbă și am făcut și acest plăcere. Podcast. Următoarea întrebare... tot legat de muzică, pentru că se pare că podcastul ăsta e mai mult despre muzică. Întrebarea era, care
probabil, cred că am mai vorbit, dar era cum se defineau valorile înainte și cum se definesc astăzi. Și aici, nu neapărat la muzică mă refer, la valori în general. Cum se defineau? Cu siguranță erau valori. Și dacă era valoare, era... deci, erau promovate. Dar erau valori. Erau valori reale. Vorbim de valoare reală. Era. Ceea ce în zilele noastre nu se mai întâmplă acest lucru. Dar asta nu sunt. Sunt. Sunt valori. Doar nu mai au... Nu mai sunt comerciale. Cam asta e vorba. Valorile adevărate și multe din valori, din ziua de azi, nu mai au șansa. Nu mai au șansa să arate ce pot și să fie promovate. Pentru că apar, iar ajungem la un subiect delicat. Dacă ai bani, ești promovat. Nu o să înțeleg și niciodată, pentru că sunt oameni, cunosc oameni talentați. Sunt oameni talentați. Și nu vorbim doar de muzică. Vorbim din foarte multe domenii. Doar pentru că nu au bani, dar totuși, unii reușesc. Și îi felicit. Să străbată prin labirint. Pentru că e un labirint. Da, labirintul ăsta urât. E un... Să poți străbate și să poți ajunge în față și să poți să arăți ce poți, să ai șansa să arăți ce poți și să fii și apreciat la adevărata ta valoare, pentru că mulți îți vor de în față. Cine ești tu? Dar oamenii văd doar ceea ce vor să vadă. Și apar lingăie aia. Când îl vede pe la, vai șeful, vai ce bine, vai, domnul ăla este un non-valoare, doar pentru că are nici câteva miliarde în buzunar, doar pentru că da. Îl măgulim, nu. Și apare un om școlit, un om cu adevărată valoare și este luat la mișto și este marginalizat. Și atunci mă întreb, de unde valori? Dacă noi valori le dăm la spate și ne uităm peste tot în jurul nostru. Underground. Nu uităm la televiziune, de exemplu. Ce se promovează? Nimic. Oamenii care... De ce nu se promovează? Nu mai știi. Să apară un medic care, știu, a făcut o operație foarte, foarte grea, ceva. Omul ăla nu apare să dea o explicație, să spune lumii întregi ce a făcut. Nu este chemat de nimeni. Și acum revenim la domeniul muzicii. Apar oameni care nu au nicio treabă cu muzica. Și apar la televizor. Apar și spune, vai, e vedetă. Și el habar nu are. E vedetă? Da, pentru că e vedetă, apare într-un... merge la un studio și acolo este clar, în studio ești doar de 100 de ori. Am înregistrat și eu un CD, la un moment dat, nu am spus lucrul acesta. Da, era... Nu a fost promovat cum trebuie, nu m-am ocupat de acest lucru. L-am privit superficial, nu a fost făcut cum trebuie, o spun la așa. Aș putea spune și cine unde l-am scos, dar mă abțin. Următoarea întrebare era despre eșec. Ce ne puteți spune? Face parte din viețile noastre. E normal. Ați avut parte de eșec? Da. Se poate spune? Da. Și nu mi-e rușine de acest lucru. Face parte din viața noastră. La un moment dat placăm sau... ceva nu merge, dar personal am avut puterea să mă ridic și o voi face întotdeauna. Doar sunt un om pesimist, nu prea am încredere, deci n-am optimismul ăla așa... forțat. Adică sunt realistă. Da, realismul e optimist forțat. Sunt și am fost în permanență realistă. M-am perceput ca fiind realistă. Nu pot să văd lucruri acolo unde nu sunt. Doar ceea ce văd. Da, părerea mea, dacă văd trebuie că, să văd. Văd că este verticală, e verticală. Deci nu aș putea să spun, păi era pe orizontal. Nu, e verticală și așa o normal, văd. Normal, realitatea. Real. Și dacă văd că ceva nu merge și este real, cum aș putea să spun că totul e roz? Nu, e gri. Dar l-am luat ca atare, viața, griul ăla, și am încercat să-l îmbunătățesc. Poate mai schimbăm culoarea. Așa, exact, să-i mai schimbăm culoarea, dar dacă nu am reușit, repet, iar am luat viața ca atare și cu bune cu rele, mergem înainte.
avem o zi mai bună, avem o zi mai proastă, avem zile care parcă îți pierzi speranța. Dar personal am avut așa, deci întotdeauna Dumnezeu mi-a arătat o cale sau ceva și m-a ajutat și am ieșit. Și pentru cei care mă cunosc, știu. Probabil, da, cu siguranță. Am reușit, chiar dacă cu greu, să realizez ceva. În toate domeniile. Și știu eu, și chiar și carieră. Am reușit să am o casa mea, poate cu greu, dar am reușit. O familie, ca orice om. Ca un om de rând. Deci nimic ieșit din comun. Deci nu pot spune că am Nu sunteți supererou. Nu, nici supererou. Sunt un om simplu, care trăiesc la fel ca toți ceilalți. Da. Fac parte dintr-o comunitate și mi-e sunteți dragă. Sunteți un Batman al zilelor reale. Deci se poate spune că sunteți un supererou. Dar un Batman al zilelor reale. Iau viața așa cum vine. Dacă acum câțiva ani și acum, știu eu, foarte mulți ani, când eram mai în tinereții, visam ca orice tânăr. Am visat când m-am izbit de viața reală, să zic așa, și când am văzut potențialul care mi-l poate oferi viața reală, am început să mă limitez și am început să repet, să mă mulțumesc cu ce am și cu ce îmi dă viața. Da. Și cu copilul meu cred că îmi urmează aceeași cale și sper să fie ponderat în tot ceea ce face. Sper să rămână așa. Da. Și să... Bine, el va urma. Depinde el, de el. El. Noi suntem, să zic un exemplu, ca părinți. Dar el cred că este mai bun de la noi. Nu cred că copiii tot. Nu, ei doar ce crezi tu și percep ca fiind bun. Da. Ceea ce vezi rău, sper să nu ia. Deci nimic din tot ceea ce crede sau ce crede că este rău. Da, chiar vreau să-i mulțumesc la acest podcast. Chiar o să vedeți în premieră și câteva fotografii de aici. Deci mulțumesc pentru imagini. Cam astea cred că vor apărea prima dată pe pagină. Așa că urmăriți acolo Mănăstirea ca și în live. Da, și să revenim. Că ați vorbit mai înainte de un CD-ul. Da. Ce ne puteți spune despre el? E un eșec? Poate fi catalogat în categoria aia de eșec? Nu neapărat. Nu a fost suficient promovat. Cred că aici a fost și greșeala noastră, pentru că nu am știut. Deci, în primul rând, nu am nimerit la oamenii potriviți. Deci, la casa de discuri unde am făcut noi, unde am realizat noi acel CD, nu am fost, personal nu am fost mulțumită și nu numai eu și colegii mei nu am fost mulțumiți de material, să zic așa. Uh-huh. Am găsit greșeli grosolane și cred că țin de cel care, care înregistrează. La acel moment nu le-am preparat, nu mi-am dat seama că există. Ascultând pe urmă, dar îmi asum prostia, am semnat ca primarul, știți, deci este o vorbă din popor. Așa e. Am semnat fără să citesc în amănunt acel contract și cred că ca pe viitor pentru cei care vor să facă acest lucru să-și pună un avocat sau un notar care să-i reprezinte în momentul când semnează un astfel de contract. Am dat la acel moment niște bănuți frumoși, câteva mii de euro. Pe atunci cu siguranță erau ceva, a fost un eșec, pentru că am dat banii aceia pe un material care nu a fost foarte bine lucrat, repet, cu greșeli mari, greșeli de, nu vorbim ale noastre, greșeli de înregistrare. Nu știu, nu pot să vorbesc în termenii pentru... Cei care fac acest lucru știu exact ce au de făcut. Știu despre ce. Doar că au lucrat superficial, a privit, dar purtăm por și o vină pentru că nu am știut nu a știut la acel moment că să am pe cineva alături. Să mă... A fost primul? Primul, da. Primul și atât și singurul. Primul trebuia exact, să... Nu, dacă eram, aveam, aș fi avut alături un om, știu eu, care să mă poată reprezenta în instanță, să fi mers, să fi cerut drepturile, să zic așa, dar
Nu. Și nefăcând acel lucru, dar pentru mine a fost cumva o performanță, a fost o chestie inedită, nu făcusem acel lucru până atunci. Am văzut cum se face o înregistrare, a fost o experiență nouă. Da, exact, asta vreau să zic. Și a fost o experiență, să zic așa, îl am și la acest moment, dar promovarea a fost proastă. Din păcate, da, să zicem un eșec. Da, a fost un eșec. Unul dintre eșecuri. Da. Dar nu plâng foarte tare, adică... Vorba mea, la astea vorba mea este un șut în fund, e un pas înainte. Ceva de genul. Ca să... Și Dumnezeu m-a răspândit. Să nu fie cine eu poate... dacă a fost atunci o bilă neagră, o bilă albă a apărut din altă parte și normal. S-a compensat. Normal. Și că tot suntem aproape pe final, așa. Nu că aș fi pus-o eu intenționat la sfârșit, dar puteți spune câteva cuvinte despre formația Montana, Mănăstirea Cașin. Că din câte am, din căutările mele pe YouTube, pentru că a trebuit să fac un pic de căutări, să mă documentez un pic, am văzut că formația Montana e în mai multe localități. Da, da. Principala, am văzut-o, deci nu știu dacă e principala sau secundară în fine, nu știu dacă există o principală. Dar cea mai promovată am văzut-o în Brașov. Da, da, e o formație cunoscută. Nu știu, e o formație cunoscută. Bănuiesc că își fac promovarea mult mai intens și cineva este în spatele acestui lucru. Da, bine, asta trecem peste. Da, cu siguranță. Nu, dar există, deci faptul că se face promovare contează foarte mult. Normal. Noi nu... Personal nu m-am ocupat de acest lucru, nici nu am cerut. Cred că puteam să-i cer copilul meu să-mi facă, el fiind pe calculator, da. Să nu mă exprim greșit, dar nici acest lucru nu l-am cerut. Am fost așa, am zis că dacă cei ce mă cunosc, nu cred că au nevoie de prezentare, pentru că am fost văzută la un eveniment, mai știi cum când. Da. Adică, promovarea din gură în gură e mai... Promovarea, mai adică văzută live. Da. Văzut în față, în față și am zis că este cea mai ok. Dar nu mai este de actualitate. Acum văd că se face foarte, foarte multă promovare pe rețelele de socializare. Și YouTube, da, este cred că cea mai bună platformă, cred. Cu toate că mai sunt, cred, dar nu sunt în ale calculatorului atât. Nu sunt băgată în chestia asta. Cred că aș lăsa pe cei care sunt în măsură să facă acest lucru. Da, și cred că ar fi ok. Cunosc formații care erau necunoscute și pentru că au fost promovate o anumită piesă, știu eu, au ajuns în top. Au ajuns în top și acum merg și cântă și în afară și cântă la foarte multe evenimente și sunt prinși cu 2-3 ani înainte la nunt. Dar, repet, a ținut mult, mult a ținut de promovare. Eu, inițial, să fiu sincer, mă gândeam că formația Montana, deci numele formației Montana, e un fel de, cum e acum, franciză. Nu. Nu și cred zic, că... poate... Nu, cred că... Cred că personal, la momentul ăla am ales-o, chiar eram cumva... Băi, ce... Na, dacă scoatem un CD, să avem și un nume, nu? Nume. Am oscilat, ne gândeam la Bradul, la... Deja era... Era, vorbind de echipa de fotbal, am fost așa și zic, măi, zic, echipa de fotbal, hai să nu amestecăm, pentru că nu mi se părea corect din partea mea ca să preiau Bradul. Deci normal, ei sunt, să zicem, unicați și să rămână așa. Și munte, am asimilat, cum suntem în zona de munte, Montana, și cam asta a fost ideea. Deci nu... Deci a rămas așa. Și a rămas Montana. Da. Am văzut că... Deci, cred că o să continuați așa cu Montana, Mănăstirea Cașin. Mie îmi place. Acum nu știu dacă... Cred că să schimbăm la acest moment e târziu și nici nu-mi doresc să schimb. Știu eu, poate sunt persoane care nu agrează acest nume. De ce? Atâta timp cât e Montana, să zicem, Brașov sau Pălaș? Ei sunt acolo la ei, noi aici pe zonă suntem noi. Dar, repet, acum fiecare... Da.
cum crede. Oricum, din partea mea o să aveți promovare. Vă mulțumesc gratuită, tare mult. Cum, vă mulțumesc cum spun tare eu. Mult. Și sper să fie. Din păcate, videoul care a fost la pe data de 3, da. nu prea îmi face cinste, cum se zice. Și dar pe viitor poate o să mai colaborăm și o să mai fie eveniment. O să fie ceva mai bine. Da, și cu siguranță o să fie mai bine. Da, eu pot să zic că cam astea au fost întrebările. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Și sper că v-ați simțit bine. Sper că n-am vorbit mai mult ca invitatul. Nu, cred că am vorbit mult amândoi, dar... Da, asta e bine să fii și orator, nu știu cât. Da. Se spune mereu că vorbesc mult în familie, dar bănuiesc că asta este un defect. Un defect, să zic așa. Da. Dar... De obicei eu nu vorbeam așa mult, dar acum na. Și pot să zic că chestia asta eu datoresc cuiva. Și acel cuiva i-am mulțumit-o personal, i-am mulțumit-o de atâtea ori. Prima dată când am făcut-o au zis că, vai, ești plătit să spui așa, nu știu cum. Le spun că, și public aici, pe YouTube, că nu sunt plătit de nimeni, ca să spun cuvinte despre oameni care merită și care, zic eu, că sunt din ce în ce mai rari. Din păcate. Din păcate, din păcate. Sunt foarte rari. Mulțumim. Cei care... Cunosc, da, știu, este vorba despre Cristian Blănaru și Mugurașii Mănăstireni. Datorită lui, eu am prins curajul ăsta. Bravo! Și bravo. Îi mulțumesc pentru că, care mă cunosc, eu nu eram. Eram acel copil care... Timid, bănuiesc. Foarte da? Timid și foarte speriat de... lume. Realitate, da, de lumea da, asta. Da, speria de lume că vezi că îți dă... Da, am niște indicații aici din spatele. Da, vorbeam despre mine. Da, sunt... nu știu... Da, vorbeam despre mine că ce am fost. Am fost omul acela timid care nu știa, care era speriat de oameni. Probabil că uneori știu, dar... Și care nu făcea nimic fără acordul al cuiva. Dar, na, încă o dată toate o să-i mulțumesc și bravo pentru că ai depășit această anxietate, să zic așa. Îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme, da? Niciodată nu-i târziu. Îți spun acest lucru, cu toate că eu nu am urmat acest lucru. Deci, da, cineva spunea aceasta, că e din cauza vârstei, da? S-ar putea că și noi, deci chiar dacă avem o vârstă așa, cred că fiecare avem dreptul de a face ceva și dacă facem ceva și pentru comunitate este tare bine. Vorbeam despre mine și vreau să îi mulțumesc acestor oameni, Cristi Bănaru și doamnei Daniela Tihanic, că a fost invitată aici la acest podcast. Podcast că altfel, cum l-am numit eu. Deci, încă o dată, mulțumesc acestor oameni și mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la acest canal. Sper eu să le fi măcar făcut o sclipire, așa, să se aboneze și să dea like, bineînțeles, iar cu share-ul, dacă consideră că ce am vorbit noi aici e bine, pot distribui și o să le fiu recunoscător. Așadar, legat de acest premiu, probabil voi face anunțul câștigătorului pe Facebook sau pe 12 august într-un live aici pe YouTube. O să vă țin la curent, deci dacă vreți să mă urmăriți, like la pagina de Facebook, ciprian.zota, Instagram, ciprian.zota, YouTube, ciprian.zota, Mănăstirea Cașin Life, bineînțeles, și cred că cine vrea să mă găsească, mă găsește oricum.
Nu uitați de asemenea și această carte a mănăstirii Cașin. Așa că, doamna primar, sper să aveți în vedere această promovare. Dacă o să vă uitați până la finalul acestui video. Și încă o dată, mulțumesc tuturor și vă doresc o zi, o noapte sau când veți urmări acest podcast liniștită și să ne auzim cu bine la următorul. La revedere și pe curând!